Astăzi, în Lyon, la Solutrans, adică salonul pentru soluții de transport noi și inovatoare, cei de la Renault au adus ceva interesant, și anume noua gamă de Renault Master. Iar ce avem noi aici în față este Renault Master E-Tech 100% electric. Și uitați cum arată această grilă redesenată, care este foarte interesantă și arată foarte, foarte bine. După aceea avem semnătura luminoasă clasică în formă de litera C, doar că este mult, mult mai mare. Această dungă, care nu este cromată, dar imită cromul de la un far la celălalt far, camera față și logo-ul Renault cu acest aspect retro. Acesta este Renault Master, versiunea termică, și dacă ne uităm cu atenție, observăm că nu este o mare diferență în design între versiunea electrică și versiunea cu motor termic. Acesta este interiorul noului Renault Master și, ca idee, acest instrumental de bord digital vine doar pe versiunea electrică momentan. Pe versiunea termică este un instrumental de bord analog. Bordul a fost și el regândit fiind mai orientat către șofer. În același timp, sistemul de multimedia are 10 inci și vedem că grafica este schimbată față de versiunea anterioară și merge mult mai repede și are o grafică mult mai plăcută. Butoanele pentru sistemul de climatizare au rămas la fel, nu este nimic schimbat, sunt aceleași controle pe care le știm cu toții. Ca butoane fixe avem buton de avarii, de încuiat eco și acest mod pentru off-road, dar mă rog, este... Aici jos avem două porturi USB Type-C și o zonă pentru depozitat telefonul, portofelul sau alte lucruri. Aici avem un suport de pahar, alt suport de pahar și avem un suport de pahar chiar și acolo în dreptul pasagerului. Avem trei scaune în față, sunt destul de confortabile și avem o frână de mână manuală. Așa arată instrumentalul de bord analogic pe Renault Master și avem o cutie manuală cu 6 trepte, dar vom avea și o nouă cutie automată cu 9 trepte. În mod standard, Renault Master vine cu o singură ușă culisantă, dar opțional poți să ai ambele uși culisante. Renault Master vine cu o nouă cutie automată cu 9 trepte. În același timp, poți să ții și varianta manuală cu 6 trepte. Renault Master nu vine cu tracțiune integrală, dar producătorul francez poate să facă o conversie specială la comandă pentru clienții care vor neapărat tracțiune integrală. Bena are un volum cuprins între 11 și 22 de metri cubi. Și un lucru interesant despre sistemul de frânare. Chiar dacă mașina este încărcată sau descărcată, tu, conducătorul auto, vei avea aceeași senzație când apeși pedala de frână. În același timp, Renault Master are un nou sistem de frânare, un nou sistem de direcție și un șasiu complet nou. Renault Master Electric are o autonomie VLTP declarată de 410 km. Renault Master Electric poate se încarce cu 22 de kW printr-un cablu AC, iar printr-un cablu DC cu 130 de kW. Aici avem și culorile disponibile pentru noul Renault Master. Renault Master are o capacitate de tractare record de 2,5 tone. Noul Renault Master mai poartă și denumirea de Aerovan. Asta pentru că cei de la Renault au eficientizat mașina cât de mult se poate din punct de vedere aerodinamic. Cei de la Renault au mai dus la Solutrans și Kangoo Van E-Tech, dar și modelul Traffic Van E-Tech.